CFR Cluj a efectuat ultimul antrenament pe plan local. Campioana României va pleca în cantonamente în Austria până în 26 iunie. Noile achiziții Brown, Brucici, Muhar și Mistrati s-au antrenat alături de Dan Petrescu și ceilalți jucători. CFR are în plan noi transferuri. Mai avem încă discuții. Sperăm acei jucători într-un final să semneze contract cu CFR Cluj, să se alăture echipei în cantonament. E important să se întâmple cât mai repede, având în vedere că în 5 sau 6 iulie vom începe competiția în Champions League. CFR Cluj nu doar cumpără, ci și vinde jucători. Avem jucători solicitați de alte cluburi, jucători care CFR Cluj nu va renunța la ei, așa cum s-a scris în mass media, acești jucători vor fi vânduți. Pentru că există oferte din partea altor cluburi. Vorbim de jucători care au participat în ediția trecută și cu sprijinul cărora am câștigat campionatul. Costache pleacă la Rapid? Rămâne de văzut, sunt discuții avansate. În timp ce Omrani nu mai intră în calculele campioanei, Buș are probleme medicale, iar cu Alexandru Chipciu încă nu s-a ajuns la un acord. CFR Cluj și-a îndreptat atenția spre jucătorii de la Farul Constanța. Avem mai mulți jucători de la Farul Constanța care sunt interesanți. Petancur este unul din jucătorii care a impresionat cam sezonul trecut și rămâne de văzut.